Bine v-am regăsit! Pe măsură ce avansăm în tehnologie, aflăm lucruri din ce în ce mai interesante despre sistemul nostru solar. De exemplu, cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar nu este cea mai apropiată de Soare. Deși Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare, nu este și cea mai fierbinte. Venus, a doua planetă de la Soare, are o atmosferă extrem de densă, de 100 de ori mai densă decât a Pământului. Când lumina solară trece prin această atmosferă densă, încinge suprafața planetei Venus. Temperatura medie pe Venus este de 468 grade Celsius, în timp ce pe Mercur este de doar 426 grade Celsius. Știați că de 300 de ani încoace pe Jupiter se dezlănțuie în continuu o adevărată furtună? Vântul ajunge la o viteză de 435 km pe oră. Însă pe Neptun, vântul este cel mai puternic, atinge 2000 de km pe oră. Există 500 de mii de deșeuri lăsate de om în spațiu în apropierea planetei Pământ. Ele provin de la sateliți, rachete și alte materiale aruncate de pe Stația Spațială Internațională. Aceste deșeuri pot călători cu o viteză de 39.500 de km pe oră. Poate suna extraordinar, dar specialiștii de la Yale University au identificat o planetă solidă, cunoscută sub numele 55 Cancri, ce poate fi alcătuită din grafit și diamant. Ea se află la 40 de ani lumină și poate fi văzută cu ochiul liber. Are un diametru dublu față de planeta noastră. Un alt lucru interesant este că orice amprentă de pe suprafața Lunii rămâne 100 de milioane de ani, deoarece nu există nici vânt și nici apă care să o șteargă. Sistemul nostru solar are o vechime estimată la 4,6 miliarde de ani. Specialiștii consideră că va mai supraviețui încă 5 miliarde de ani. În 2015, astronomii Institutului de Tehnologie din California au anunțat că în baza unor simulări și calcule matematice există posibilitatea să mai existe o planetă gigantică la marginea sistemului nostru solar, dincolo de Neptun. Mai multe echipe cercetează în prezent planeta numărul 9, cum este ea denumită. Ei mai au un calcul și posibilitatea ca această planetă să fie de fapt o gaură neagră de dimensiunea unei portocale. Știați că apusul pe Marte este perceput albastru de către ochiul uman? Neptun este singura planetă din sistemul solar care nu poate fi văzută cu ochiul liber, deși existența ei a fost anticipată prin calcule matematice înainte de a fi descoperită. Inelele planetei Saturn sunt alcătuite din bucăți de gheață și rocă ce variază în dimensiune de la firul de praf la mărimea unui munte. Știați că temperatura pe Uranus ajunge la minus 224 grade Celsius, în timp ce temperatura medie pe Marte ajunge la minus 66 grade Celsius. O zi pe Mercur echivalează 59 de zile terestre, iar un an are 88 de zile terestre. Există apă în tot sistemul nostru solar, în diferite forme, inclusiv pe Soare. Aici, apa există în formă moleculară. Dacă temperatura Soarelui ar scădea, apa ar exista în forma lichidă pe care noi o cunoaștem. Un lucru interesant este că Vesta este cel mai mare asteroid din sistemul nostru solar, cu un diametru de 525 de kilometri și este foarte bogat în minerale. Este și singurul asteroid ce poate fi văzut cu ochiul liber datorită strălucirii puternice determinate de rocile vulcanice de la suprafața sa, care reflectă foarte puternic lumina. Mercur și Venus sunt singurele planete din sistemul nostru solar care nu au lună și nici sateliți naturali. Cel mai înalt munte descoperit până acum în sistemul nostru solar este Olympus de pe Marte. Este de 3 ori mai înalt decât Everest, având un vârf de aproximativ 25 km înălțime. De asemenea, planeta cu cei mai mulți vulcani din sistemul nostru solar este Venus. 1600 de vulcani, niciunul activ. Acum, în final, aș spune că am creat harta planetei Marte și a Lunii în procent de 100%, însă am cartografiat fundul oceanelor de pe planeta noastră doar în procent de 20%. Revenind la întrebarea ediției de astăzi, stelele sclipesc pentru că lumina lor are întreruperi în timp ce trece prin atmosfera terestră. Pe curând! We'll be right back.